Spune că sunt niște pași pe care trebuie să-i facem pentru a ne antrena această intuiție da, da. pe care cu toți o avem într-o stare latentă. Da, da, da. da. <coughs> uh, e foarte important să fii calm și liniștit. Pe pasul să fii centrat, de fapt. Liniște, se meditație. Se Liniște și cal calmitate. Fie că pur și simplu acum. Hai să, vreau să demistific puțin acest uh, termen de meditație, pentru că mulți au impresia că meditația e să stai în poziția Lotus, șapte, uh, ore. șapte ore și așa mai departe. Noi suntem zilnic într-o stare de relaxare și stare meditativă, hai să-i spun așa, momentele în care suntem relaxați. Ideea este că nu le facem conștient. Adică atunci când citești o carte, ești relaxat. Deci când faci niște activități, ai starea de relaxare. Foarte important este să elimini cât mai mult perturbările exterioare, care, ce fac, de fapt îți vor crește frecvența de lucru a creierului. Și ideea este să o scădem, să fim acolo aproape de, să zic așa, de, de stare de somnolență. Asta ca să înțelegem ce înseamnă această liniște, această centrare. Bun, ideal dacă știi să faci antrenamentul mental și de relaxare, ca să obții starea meditativă, E perfect, pentru că atunci într adevăr ai calmul, știi? Ai acel ocean calm, de liniște. Da? de liniște, unde poți să selectezi picăturile, că dacă este în sunt o furtună, sunt valuri, e dificil să alergi după fiecare val sau după fiecare picătură. Și atunci în starea asta de calm, poți să te întrebi ce este cel mai bine pentru mine să fac. luat asta, de -ai de lua asta de sau asta, da? Și observă acum Corpul. Da? Care este partea corpului care îți spune ceva? Care este partea corpului care face ceva ce, în principiu, n-ar trebui să facă? Deci îți răspunde cu da și nu. Cu da, cuvinte. este un da și un nu. Da? E bine să fac asta sau asta? Da? Și atunci, de exemplu, eu întotdeauna, când sunt, repet încă o dată, nu sunt emoționale acele decizii. Și n-am timp să zic așa rapid să-mi fac anumite tehnici, atunci îmi trebuie stomacul. Și știu ce, simți la, da, ce, ce simți la simte nu. da Da, și dacă se contractă ca și dacă uh, m-aș fi stricat la stomac, uh -huh. da, adică are niște zvăcuri, hai să-i spun așa. E nu. Știu clar că este nu. Uh -huh. Știu clar că este nu. Dar dacă pun întrebare, și este calm, liniștit, simt ace acea calmitate, e clar că este da. La mine stomacul funcționează. Ai întotdeauna încredere în aceste răspunsuri. Și am încredere pentru că am testat. Că mulți se întreabă, ok, și cum pot să am încredere? Păi testează. Testează. Vezi, adică poți să te joci. Lucruri mărunte mai Poți, inclusiv, poți inclusiv cu, pachetul de cărți, cu absolut orice acel ghicit între ghilimele spus. Că nu este vorba de ghicit, ci e vorba de acces la informația. Și atunci încep să-ți antrenezi chestia asta și Implicit devii mai atent la mesajele care ți le transmite fie corpul, unor fie mintea, la unii, unii funcționează foarte bine pe parametri mental, alții funcționează foarte bine și la nivelul inimii. Da? La mine inima, de exemplu, funcționează foarte bine când sunt chestii de emoții, de a simți ceva. Se da? schimbă ritmul. Se, schimb, se schimbă ritmul, simt acolo. Adică mă duce foarte des senzația de copilărie. Din copilărie, când ceva este ok. Și atunci zic ok, este, este bine. Dar toate astea cer un pic de timp și ceea ce este foarte important, un pic de timp nu înseamnă cu orele în fiecare zi. Ce alocați 5-10 minute în fiecare zi, da, și joacă-te. Ador acest cuvânt, joacă pentru că te eliberează. Da? Adică, ce înseamnă asta? când încep să exersezi chestia asta, nu fi gata, serios, acum -și, și avem acea, de fapt, încrâncenare și încordare. Dacă te așezi ca să te joci, te vei relaxa și mai mult. De ce? Pentru că atunci ești necondiționat. Dacă primesc informație, da. bine, dacă nu primesc... În radiestezie se spune că dacă faci un exercițiu fol de 10 ori și dacă de 8 ori ți-a reușit, ai acuratețe foarte mare. Așa exact. putem face și cu intelectul. Așa este. 10 încercăm, testăm de 10 exact. ori un lucru, nu știu, ieșim pe stradă, da, și da. întreb, primul om pe care îl întâlnesc este bărbat sau este femeie? Prima mașină este albă sau roșie? Eu așa mă joc. Exact. Și dacă de 8-9 ori. Iese acest da. exercițiu, înseamnă că intuiția mea este extrem de. Da, și asta pot sub, să fac și în trafic. Adică, da. ideea este ok, stau acolo și decât să mă enervez că este trafic, nu da. știu ce, tama am timpul ăla ca să mă joc. Eu mă joc cu numerele, mă exact. joc cu cifrele în trafic. Exact, exact, exact. Sau... Și asta ne arată. Da. Și... Da. ne arată și ne crește precizia, dar implicit și încrederea. Da? Pentru că atunci când vine acel moment de a lua o decizie și de a mă baza pe alți parametrii decât cei raționali, știu cum să declanșez chestia asta. Că intuiția, ea, ca și simț subiectiv, vine când vrea ea. Dar ideea este să încep să învăț, ok, deci ce înseamnă intuiția, de fapt? Înseamnă că tu, clar, ai capacitate să accesezi informația pe alte căi decât cele obiective, prin acele cinci simțuri. Și folosim tot acest potențial, intuiția, intenția, o să trecem și la intenție, noi da. nu putem crea într-un mod conștient realitatea, exact. putem deveni stăpânii vieții noastre și nu mai Absolut. suntem așa frunză Noi suntem stăpânii vieții noastre, suntem. știi? Asta e așa, bestea tristă pentru <laughs> <laughs> mulți. Eu spun întotdeauna, mai ales când sunt <laughs> cursuri, le spun, dragilor, sunteți oameni, sunteți toți persoane de succes. Viața noastră este fix așa cum ne-o dorim. Și mulți spun că nu este adevărat. Dar ideea este, de fapt, că noi obținem ceea ce cerem. Nu obținem ceea ce ne dorim. Ideea este să aliniezi ceea ce îți dorești cu ceea ce ceri. Și acolo apare disfuncția. Noi de foarte multe ori ne dorim ceva, dar ceea ce cerem e altceva. Și atunci intenția acolo este diferită. Da? Dau un exemplu banal, dar care multora li se întâmplă. Da? Eu îmi doresc să ajung la timp și să parchez repede mașina. Dar ce cer în schimb? Care este intenția mea în baza crea universul acesta îmi dă rezultat? Este că eu vreau să caut loc de parcare. Pentru că toată atitudinea mea este asociată cu această căutare. Intenția mea nu este să parchez mașina, intenția mea este să caut locul de parcare. Și atunci o să-l caut. Și atunci o să-l caut și obțin rezultatul pe care l-am. Dar degeaba mă supăr. Nici. Că e vorba de mine. Eu am cerut chestia asta. Și atunci ideea este să aliniez intenția cu dorința. Da? Ce vreau de fapt și cum mă comport și care este intenția finală. Intenția este una, dorința este alta. Altă. Care ar fi diferența între intenție și dorință? Uh... Intenția cuprinde, să zic așa, tot ceea ce eu fac, toată acțiunea, toată atitudinea, da? ea lucrează uh, și, și include și atenția de foarte multe ori. Pe ce sunt atent? Eu nu sunt atent pe parcatul mașinii, ci sunt atent pe căutatul. Da? Și atunci eu îmi doresc, eu îmi doresc o viață frumoasă, eu îmi doresc un concediu minunat. Dar unde este filmul meu? da? Și el se transformă în intenție. Uh, știi, cum, știi cum se spune? Că pune rău în față. Uh -huh. Ce se întâmplă? Rău. Nu pentru că eu am fost preventiv, ci pentru că intenția mea și toată atenția mea era pe acel rău. Și atunci acel rău s-a și întâmplat. Știi, ai mei, de exemplu, asta dau un exemplu, ai mei puneau bani pentru zile negre. Uh -huh. Asta a fost intenția lor și atenția era pe banii aia să nu se cheltuiască niciodată. Să... Au venit zile negre. Și nici n-au putut să-i cheltuiască pentru că n-au mai avut acces la ei. Da? Așa că, iar dorința, dorința, da, ne dorim să trăim bine și liniște și în pace, dar pur și simplu nu se poate. Și în momentul în care tu ai această emoție interioară care de fapt, adaugă elementul de convingere. și convins că ceva rău se va întâmpla. Acolo este intenția atunci. Da, dar o să spună oamenii, ok, dar eu nu-mi doresc ca șeful să mă penalizeze sau să mă certe, sau eu nu-mi doresc să mă îmbolnăvesc. Și totuși, lucrurile astea. Păi da, dar întâmplă. întrebarea este ce-ți dorești. Știi, a, lucrând, a, lucrând și individual cu oameni uh -huh. și cu mine, am descoperit că avem o foarte clarit mare claritate în ce nu ne dorim. Și mai puțin în ce ne dorim. Dar mai puțin în ce ne dorim. Și atunci, intenția noastră este în concordanță cu ce nu-mi doresc. Și aia se întâmplă. Nu vreau să mi pice întrebarea aia la examen. Și exact aia îți pică. De ce? Pentru că atenția ta este acolo. Da? Și cum reformulăm? Și reformulez că mi-e împică -mi întrebările la care știu răspunsuri. Eu alea le vreau și alea le primesc. Atenție, le și primesc. Nu mă raportez la ea în viitor ca o probabilitate, ci mă raportez la chestia asta ca o certitudine în prezent. Și acolo se manifestă intenția mea. Care este intenția mea? Știi, chiar acum am, am avut cursul și le, 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 le spuneam de diferență că am lucrat și cu copiii, cu facultate, cu bacul. Zic, care vă este intenția? Păi să mă duc să dau examenul N -n -n. greșit Intenția este să mă duc să iau examenul Nu să-l dau Deci pleci cu intenția de a lua examenul Nu să-l dau Ok, așa Și dar atunci, noi nu avem e... claritate exact. În stabilirea intenției exact. Și cum obținem e f... această claritate? Uh, întotdeauna întrebându-te În primul rând dacă asta este scopul tău final Dacă asta este finalitatea pe care o vrei da? Pentru că de foarte multe ori noi suntem concentrați pe zonele intermediare. Da? Și în loc să mă, să, mă, să formulez și să mă, uh, să mă gândesc la faptul că de fapt eu ce vreau? Vreau să traficul să fie eliberat sau vreau să ajung la timp? Da? Și ni zic ok, și dacă e 9 fără cinci și eu trebuie să fiu la nou Nu, eu nu vorbesc că, că o să te teleportezi. Ci exprimarea este că vreau să ajung la timp și în siguranță. Și în momentul în care oamenii fac această schimbare, da, constată că, de fapt, la timp înseamnă să ajungi la 9 și 20, pentru că cel cu care trebuia să te întâlnești ajunge la 9 jumate, e în întârziere. Dar, care este intenția? da? să stau în panică că întârzi, întârzi, întârzi și atunci care este intenția mea? Să întârzi și produci un blocaj o, și mai mare. Da, și produc un blocaj și ajung la 9 și 40 sau intenția mea este eu ajung la timp. Și ajung exact atunci când trebuie. Încep să mă simt sincronizez. Și Universul începe să funcționeze cum trebuie. E bine să ne setăm aceste intenții, adică să obținem această claritate dimineața când ne trezim, ca să ne da, facem, da, așa, o zi da, planificată, da, corect? Absolut, absolut, absolut. Și eu, dacă știu ce am de făcut, intenția mea, că, de exemplu, filmarea de astăzi să decurgă în modul cel mai bun posibil, să dăm informația cel mai bine, să eu să ofer informația cât mai bine posibil. Asta este intenția mea, astfel încât cei care ne urmăresc să aibă claritate, să nu îi zăpăcesc <laughs> prea multă filozofie, da? când am alte întâlniri sau când lucrez cu cineva, intenția mea este să ajut și să-i ofer cât mai multă claritate în situația în care se află ca să poată să iasă de acolo. Da? Adică de fiecare dată există intenție și există intenția zilei. Da? Unde eu îmi imaginez că sunt acasă, mă întors după o zi foarte mulțumit, plin de energie. Da? Adică totul a decurs cum trebuie. Pentru că dacă dimineața mă trezesc și zic, în cozi, care e intenția? Pe intenția este că, de fapt, nici nu vreau să trăiesc trezesc ziua aia. E o povară. Și Universul zice, au, foarte bine. Deci vrei poveri, stai că ți le dau astăzi. Astăzi îți dau și lucruri neplanificate. Hai spune-ne cum faci tu așa după ce te trezești dimineața, te duci la cafea și îți stabilești Primul lucru obiectivă? care îl fac când deschid ochii, primul lucru care îl fac este că îmi exprim recunoștință. Deci asta e o chestie care o fac. Mi-o exprim recunoștință pentru faptul că am deschis ochii, pentru faptul că probabil mi s-a acordat încă o zi, pentru că n-am nicio garanție din punctul ăsta de vedere. Mi-o exprim recunoștință că alături de mine, nu neapărat fizic, dar sunt persoane care îmi sunt dragi, da? sunt acolo prezente în viața mea. Mi-o exprim recunoștință și pentru ceea ce a trecut, că am avut, nu știu, o întâlnire de succes ieri și așa mai departe. Deci primul lucru care îl fac este să exprim recunoștință. Ca să înțeleg că, de fapt, eu fac parte din succesul meu. Eu îmi chem succesul meu. Da? După care, bineînțeles, toaletatul, dar și acolo, în timp ce, de exemplu, mă spăl pe dinți, eu îmi repet niște fraze, niște afirmații. Că dacă tot stau acolo și... Da, da, și în timp ce sunt în duș, de sub duș. Sub duș, uh, îmi imaginez cum mă curăț de toate impurica, apa, cum apa aceea nu doar că mă spală, ci la ajută nivel să, fizic, da, la nivel fizic și la nivel energetic, dacă tot sunt acolo. Da? Uh, așa ce că, îmi spun, că, să înlăture toate blocajele Exact. Exact. Stacolele. Ideea este, ideea este să, să să conduc procesul de gândire cât mai mult să fie sub controlul meu. Să nu fie automat. Da, o ia, rastră, da, o ia spune. automat. De ce? Pentru că dacă îl lasă să meargă pe automat, o să se ducă spre probleme, în loc De să griji. se ducă spre soluții. O să se ducă spre auleu, da? Și acolo se duce implicit, se duce și intenția. Și obțin rezultatul în timpul zilei. Da? Dar în momentul în care eu controlez acest proces, dau comenzile la acest nivel mental, ce vreau, cum vreau, în timp ce fac și alte activități, da, îmi ofer mult mai multă probabilitate ca lucrurile să curgă cum trebuie și atunci să dacă apare o situație neprevăzută, să găsesc soluția mult mai repede și mult mai eficientă. Pentru că până la urmă orice problemă vine cu o soluție, nu vine doar problema. Spunei tu că noi uh, nu prea știm ce ne dorim, adică știm ce nu ne dorim. Da, știm foarte bine ce nu. S-a mai întâmplat la cursuri să pun pe oameni să și noteze 10 Dorințe și le-au identificat destul de greu, deși mă așteptam da, da, ca da. fiecare să știe. Destul de greu și de foarte multe ori aceste dorințe sunt abstracte. Ce înseamnă păi. dorință abstractă? Să luăm un exemplu ca să înțelegem. Vreau să fiu sănătos. E abstract. Adică întrebarea este așa, ești bolnav? Nu, pe și atunci ești sănătos. Da, a, dar dacă ai o disfuncție în corp, pe vreau să mă vindec sau vreau să am organul respectiv perfect sănătos. Da? Că în rest este... Pentru că să, nu să, fie fie generic, să nu fie prea generic. Da. Eu o să fiu fericit. Pe bune, ești fericit. Te naști fericit. Da? Acolo explic că noi, noi confundăm bucuria cu fericire. Copiii se nasc fericiți. Dar după aia în viața învățăm să se raporteze la bucurii. Și să depindă de bucurii în loc să înțelegem că, de fapt, noi suntem fericiți, fericirea nu este o stare de entuziasm, nu este o stare, ci este o stare, de fapt, de acceptare, o stare de conștientizare că existi, dar poți fi în același timp bucuros sau trist. Da? Deci fericirea este cu totul altceva, este starea naturală a ființei umane. Dar, din păcate, este acoperită fie cu tristețe și ne concentrăm pe tristețe, fie de bucurie și Știi, îți dă da exact. ce adrenalină și vrei adrenalina. Și uităm că, de fapt, fericirea este o cu totul altă stare.